Salut! Mi-am gândit astăzi, că tot am făcut pâinea de casă, să o și arătăm, pentru că n-am tăiat-o atunci pentru că era caldă și așa. Ia uitați cât de bine arată, cât de aerată e. Și vreau să fac și o comparație între pâinea noastră de casă făcută și pâinea cumpărată din comerț, magazin. Din magazin, da. Ia uitați. Asta e pâine cumpărată. Asta e pâine făcută. A noastră e mai lucioasă, e mai pufoasă. Asta e mai rigidă. Și este și proaspătă și asta, de e cumpărată acum, nu e veche. Cumpărat astăzi, da. Deci este diferență enormă. Nu știu ce-o băga ăștia în industria alimentară, în ea, Plus că habar asta, nu am. Nu. după 3, ce, 2 zile, 3 zile, o găsesc vânătă. Mai ales începând din mijlocul feliei, începe, ai văzut, să facă mucegai. Da. Cu toate că ce-o băgaie pe acolo ar fi trebuit să prevină mucegaiul, dar totuși apare. Da. Deși nu cred eu că nu bagă ei ceva acolo, nea și-o lasă atât de naturală. Deci, cum arată o felie de pâine de casă și aceasta? E diferență. Și mai ales la consistență și gust. Mai ales gust, da. Așa că sfatul nostru e, dacă puteți, să faceți pâine de casă mai des. Chiar dacă e făina din comerț, că e totuși tot făină. Tot moara o face și pe aia din comerț. Doar că nu e făcută cum trebuie. Nu știu, probabil mai pun ăștia ceva, ce nu... Granulație, o rafinează, nu știu ce-i fac ei mai exact. Uite și tu cât de bine arată asta și cât de moale e, deci foarte moale, foarte, foarte moale. Și cât de rigidă e asta și bățoasă, așa e... E Mată, uscăcioasă. e uscată, e... Deci astea sunt concluziile noastre. Noi oricum aici, în familie, în general, facem pâine de casă. Da. Atâta timp cât se poate și avem cu ce, facem pâine de casă. O drojdie costă 50 de bani, zic așa. Păi o da. Pâine din asta feliată e un leu în zonal aici. Se face ușor, nu e mare filozofie să faci o pâine de casă. E ușor, na, ți-a timp, dar... Și poate când s-o mai încălzi vremurile afară, vremea, afară. Vom face și la cuptorul de afară, că avem și în curte un cuptor pe vatră de cărămidă, dar să funcțional. E moștenire de ani de zile pe aici. Dar nu îl folosim prea rar, prea des. Prea des, da. Da. Noi asta am vrut să vă arătăm, o diferență între cele două tipuri de pâine. Tipuri de pâine. Și cam și atât. Să vă îndemnăm, da, să faceți pâine în casă, e mai gustoasă, da, e mai dacă sănătoasă. Puteți, faceți în casă. E mai și ok dacă așa. Aveți robot care să frământe pâinea, e și să o facă super. Iară, da. Da. Bun. Cam asta a fost de spus. La revedere!